Datorită faptului că luna aceasta a fost lansat la Cracovia în cadrul unui summit important european în prezența președintelui Parlamentului European și a comisarilor europeni, conceptul de piață unică și strategia privitoare la piața unică europeană, primul deziderat sau unul dintre cele mai importante deziderate referitor la acest lucru este și zona aceasta de cumpărături la distanță prin intermediul site-urilor și în principal cu plata cu cardul, datorită faptului că în general acceptarea pe aceste site-uri este plata cu cardul. Trebuie să fim foarte atenți în primul rând în momentul în care ni se solicită anumite date pe acel site, să fim foarte siguri și că site-ul respectiv este un site oficial al companiei respective, să nu dăm niciodată PIN-ul cardului, fiindcă niciodată pe un astfel de site nu se va cere PIN-ul cardului. Referitor la plățile cu cardul, trebuie să înțelegem că nu avem comisioane în momentul în care plătim, chiar dacă plătim la un comerciant, la colț de stradă sau plătim în zona aceasta online-ului. Ceea ce în schimb avem sunt anumite costuri pe care trebuie să ni le spună comerciantul, să fie foarte clare și transparente, în care în momentul în care am achiziționat un produs să știm exact, înainte de a face achiziția, exact costul final până ajunge la noi în casă acel produs. Pentru siguranță, verificați companiile de la care faceți cumpărăturile. Să verificăm prin darea unui telefon sau trimiterea unui e-mail să vedem dacă acea companie există, fiindcă au obligația ca pe fiecare site în care se produce sau se comercializează un anumit tip de produs sau serviciu trebuie să se găsească denumirea companiei, adresa companiei, număr de telefon, identificarea companiei respective din punct de vedere al unui număr de înregistrare fiscal. În cazul în care vânzările sunt făcute prin intermediari, trebuie să verificați datele furnizorului. Există totodată acele site-uri care fac intermediari. Să spunem, din punct de vedere al comerțului, nu vând ei direct, ci practic vând pentru diferite alte companii. Aici, din nou, se pune aceeași problemă a identificării companiei, a identificării societății care ne furnizează serviciul respectiv, datorită faptului că acest tip de comerț, să spunem, poate să fie foarte simplu vizualizat ca și fiscalizare, plata fiind făcută cu cardul, ceea ce înseamnă că se face un transfer bancar, deci nu este problema de a nu se plăti o taxă, un impozit, de a avea o dovadă justificativă a tranzacției pe care ai făcut-o. Pentru a nu avea surprize, este bine să aflați toate caracteristicile produsului, dimensiune, greutate, componente. Produsele care se află la comercializare pe site-ul respectiv trebuie să fie prezentate cu toate caracteristicile. De obicei putem vedea o fotografie foarte frumoasă, ni se pare că este foarte mare produsul și s-ar putea după aceea când îl primim să ne dăm seama că este foarte mic și poate este alt tip de produs și atunci pentru asta denumirea produsului, din ce este făcut, mărimea produsului, să spunem, calitatea materialului din care este realizat produsul respectiv, greutatea produsului respectiv. În cazul în care nu sunteți mulțumit de produsul primit, aveți dreptul să-l returnați. Avem dreptul să denunțăm unilateral tranzacția prin returnarea produsului în maxim 10 zile, să spunem, este o medie la nivelul Uniunii Europene. Este un drept, exact, companiile, anumite companii, pentru a fi mai bine poziționate pe piață, poate să ridice acest termen, să spunem, la 30 de zile, 3 luni de zile, 6 luni de zile. Termenul de livrare și prețul, cu toate taxele incluse, sunt două elemente importante. Este util să păstrați documentele de confirmare a tranzacției. Să avem foarte clar prețul, condițiile de achiziționare și condițiile de livrare, un termen foarte clar al livrării produsului, să nu achităm astăzi un produs să ne trezim că ne vine după 6 luni sau 6 ani, este foarte clar identificarea acestui termen și privitoare la livrare. Din momentul în care am făcut comanda, trebuie să primim la rândul nostru o confirmare de acceptare a ofertei într-un format electronic sau un format scris, iar formatul electronic să aibă caracterul de a putea fi păstrat de către consumator prin downloadarea lui, listarea lui, pentru a-l avea ca și dovadă. Internetul poate ascunde firme fantomă care colectează datele de identificare ale unor potențial cumpărători. De aceea, piața este reglementată de organizații internaționale care certifică adevărații comercianți. La utilizarea cardurilor în acest tip de tranzacții, trebuie să fim foarte atenți în momentul în care facem acest tip de tranzacții, datorită faptului că ar putea să existe anumite site-uri care doar doresc să colecteze sau să ia practic datele de identificare și practic nu sunt niște site-uri care fac acest tip de comerț electronic. Exact în acest context și pe teritoriul României, cât și pe teritoriul țărilor Uniunii Europene, există organisme care certifică și validează anumite site-uri, evaluându-le și dându-le o certificare în plus pentru consumator, pentru a avea încredere că acel site îndeplinește criteriile de legalitate, de seriozitate,
etc. Capcanele nu împiedică tranzacțiile online. Numărul acestora este în creștere. Există atât directive europene cât și o legislație națională. Din păcate, să spunem, se înregistrează destul de multe probleme cu anumite tipuri de astfel de servicii. Pe cealaltă parte, e îmbucurător că, să spunem, numericul de tranzacții, numericul de oferte care se regăsesc în această zonă este într-o creștere foarte mare. În cazul în care sunteți nemulțumit de produs, îl puteți înapoia. Dar și aici trebuie să fiți atenți, pentru că returnarea poate însemna cost suplimentar. Să avem acel exercițiu, să avem acea conștiință și până la urmă este un drept al nostru în care putem să refuzăm, putem să returnăm acel produs fără niciun fel de cost suplimentar. Pe cealaltă parte, anumite site-uri anunță și dacă acest lucru îl practică, trebuie să fie foarte vizibil în care costurile în momentul în care returnăm un produs se rețin în sarcina consumatorului care a achiziționat produsul referitor la costurile de livrare a acelui produs, nu și a costului produsului în sine. Și atunci trebuie să fim foarte atenți înainte de a accesa un astfel de site, fiindcă acum piața este destul de largă, putem să achiziționăm produse în zona aceasta online și de la firme și site-uri, să spunem, din România, dar și din Ungaria și din Marea Britanie, din orice țară membră a Uniunii Europene și nu numai. Pentru orice nemulțumire puteți sesiza organizațiile de protecție a consumatorilor. Dacă ceva ne-a nemulțumit, neapărat să facem o sesizare, fiindcă făcând o reclamație nu rezolvăm doar problema noastră, ci și celor care vin după noi și, de ce nu, tragem un semnal de alarmă companiei care poate să însemne cel mai bun feedback pentru compania respectivă direct cu clientul. Problemele sesizate până acum se referă la termenele de livrare, dimensiunile produselor și calitatea acestora. Este foarte important să ne uităm la acest site încă o dată, să aibă datele de identificare ale companiei, adresă, număr de telefon, să putem să identificăm această companie. Pe cealaltă parte, ceea ce este extrem de important, produsele să fie prezentate cu adevărat, cu toate caracteristicile lor. Fiindcă am avut și reclamații în care cineva a gândit că din poză părea o geantă de laptop și când a primit era un pormoneu. Orice site trebuie certificat. Sunt anumite organisme care practic au ajuns și în zona aceasta a certificării, se numește Trustmark, există în diferite țări ale Uniunii Europene. Și în România au început, cred că am înțeles chiar în zona aceasta a industriei, să lanseze anumite tipuri de produse. Ca și în viața de zi cu zi, normal că orice certificare a unui produs, a unui serviciu sau a unei companii înseamnă că încă cineva și-a mai aruncat un ochi și s-a uitat la niște condiții și anumite criterii pe care să le îndeplinească. Dar cel mai important, până la urmă, noi votăm, noi decidem în momentul în care achiziționăm un produs, în momentul în care îl plătim și atunci trebuie să fim foarte atenți la aceste minime informări și informările să fie neapărat în limba română pe teritoriul României.